Regele Solomon. Solomon în limba ebraică se citește Shlomo. Solomon a fost fiul lui David și al lui Bathsheba, Conducător evreu antic menționat în scrierile biblice, rege al Israelului timp de circa 40 de ani, între anii 971-931. Solomon a avut o domnie intrată în legendă, ca prosperă și și tihnită. Unii afirmă că dimensiunile regatului său au fost reduse și că nu a fost un rege, ci un mic conducător regional. Alți cercetători, precum Eilat Mazar și Iosef Garfinkel, Michael Hessel și Martin Gimbel, afirmă că domeniul tatălui său și al său era, totuși, un regat adevărat, mai larg decât se părea. După tradiția biblică, a fost titorul templului din Ierusalim. A rămas proverbială înțelepciunea sa în rândurile locuitorilor evrei, musulmani și creștini ai Levantului și apoi din întreaga lume. I s-au atribuit cărțile eclesiastului, proverbelor și cântarea cântărilor din Vechiul Testament. Pentru creștinătate este cel care, cerând de la Dumnezeu înțelepciune pentru a-și conduce poporul, primește o minte înțeleaptă și pricepută, cum n-a avut nimeni înainte de el și cum nu va avea nimeni după el. Cunoștințe multe ca nisipul mării în domeniile zoologiei și botanicii și care, pe deasupra, mai primește bogății și slavă, așa încât în timpul vieții lui nu va mai fi niciun împărat ca el. Domnul Isus face referire la înțelepciunea și slava lui Solomon. Acesta a scris 3000 de pilde din care care o parte, circa 800, alcătuiesc cartea biblică Proverbele lui Solomon sau Pildele și Proverbele lui Solomon, în care Solomon este principalul autor, cu circa 90% din întreaga carte, lucru negat de majoritatea cercetătorilor critici ai Bibliei, în frunte cu James L. Crenshaw, Roland E. Murphy și L. G. mie 1005 cântări. Biblia are psalmi care îi poartă numele, psalmul 72 și psalmul 127. Cu toate acestea, Solomon, târât de iubire, se alipește de unele din cele șapte neamuri mai mari la număr și mai puternice decât cel israelit. Neamuri interzise de Dumnezeu, de Dumnezeul împăraților Israelului. Hitiți, ghirgasiți, amoriți, canaaniți, fereviți, heviți, hebusiți, iubind femei străine moabite, amonite, domite sidoniene și hetite, afară de fata lui faraon, probabil Siamon, dinastia a 21. -a. El are 700 de neveste și 300 de amante. El va fi pedepsit cu ruperea împărăției de la el din mâna fiului său, Roboam, și oferirea a 10 seminții slujitorului său, Ieroboam, cu lăsarea unei seminții fiului său. Spre sfârșitul domniei, Solomon va avea doi vrăjmani. Hadad, împăratul Edomului, și Rezon, împăratul Siriei.